Vineri 17 iunie 2016 este ultima zi de școală pentru elevii din clasa 8-a. În perioada următoare trebuie să aibă în atenție ultimele pregătiri pentru examenul de evaluare națională, deoarece prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 27 iunie. A doua probă scrisă la matematică o vor susține în data de 29 iunie. Așteptăm rezultatele pe data de 1 iulie și sperăm ca rezultatele să fie foarte bune. În această situație se află peste 2600 de elevi giurgiuveni care se vor bucura de vacanță abia din a doua jumătate a lunii iulie. Și anul acesta, admiterea la liceu se va face pe baza mediilor obținute la evaluarea națională, care contează în calculul mediei de admitere în proporție de 75%, restul de 25% reprezentând media generală obținută pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu. Prima etapă are partizării computerizate în licee, care se va face în funcție de opțiunile candidaților, în ordine descrescătoare a mediilor de admitere, va avea loc pe 19 iulie. Pentru absolvenții care nu participă la această etapă sau care rămân nerepartizați cel mai adesea din cauza numărului mic de opțiuni trecute în fișa de înscriere, va fi organizată o a doua etapă a repartizării computerizate în data de 28 iulie.